Nimic nu-L poate înlocui pe Hristos, răscumpărătorul nostru, cel care a murit pentru noi ca astăzi să avem viață. Și astăzi sărbătorim tocmai acest fapt, că nu a existat și nu va mai exista un alt mântuitor, o altă persoană care ne poate să ne răscumpere de faptele noastre, de statutul pe care îl avem în calitate de fi răzvrătiți față de Dumnezeu. Iar când mă gândesc la cina Domnului, de obicei, o primă întrebare care îmi vine în minte este cine sunt eu? Prima. Și chiar dacă mă consider de multe ori o persoană morală, bună, dreaptă, cel puțin mai bună decât alții, și poate sunt influențat să cred lucrul acesta față din cauza societății care ne spune lucrul acesta. You can do it. Ești mai mult decât crezi. În tine, chiar dacă ești rău, există în tine o bună bucată care este bună. Chiar că e rău, în interior el e bun. Auzim de multe ori spunându-se lucrul acesta. Însă, uitându-mă în Scriptură, observ că statutul nostru, natura noastră, ființa noastră este destul de rea. Este în conflict cu Dumnezeu, cu sfințenia lui Dumnezeu, cu dreptatea lui. Și printre multele pasaje care vorbesc despre condiția noastră umană, unul dintre ele se găsește în Romani, capitolul 3, unde Pavel răspunde la această întrebare, spunând cine suntem noi și ce este omul. Și din versetul 10 în jos dă o serie de citate din psalmi în care spune că nu există niciun om drept, niciunul măcar. Nu există niciunul care să aibă pricepere. Nu există niciunul care să-L caute pe Dumnezeu. Toți s-au rătăcit. Psalmistul David spune că în păcat m-a zămislit mama mea. Și adevărul Scripturii este crud în sensul acesta. Ne demască de toate titlurile noastre, de toată fațada noastră, de tot ceea ce alcătuim noi și vrem să punem înainte. Și ne spune că nu, omul este nedrept, omul este păcătos. Că și cu toții au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Însă, aici intervine o a doua întrebare pe care mi-o pun. Ok, cum pot atunci să intru într-o relație cu Dumnezeu? Dacă Dumnezeu e sfânt, dacă eruvimii, serafimii strigă înaintea tronului Său, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și nimeni nu-i poate vedea fața Lui și să trăiască. Atunci cum pot eu să am o relație cu El? Și Pavel nu se oprește în a spune doar condiția omului și cât de, în ce stare rea se află. Mai târziu, în versetul 21, spune, și o să citesc din noua versiune, noua traducere, ediția a treia, dar acum a fost arătat o dreptate a lui Dumnezeu, fără lege, despre care se mărturisește prin lege și profeți. Și anume dreptatea lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, pentru tot ceea ce cred, căci nu este nicio deosebire, căci cu toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, fiind îndreptățiți fără plată prin harul Lui, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus, pe care Dumnezeu l-a înfățișat drept loc al ispășirii, prin credința în sângele Lui, ca dovada dreptății sale, căci Dumnezeu, îngăduința sa, trecuse cu vederea păcatele săvârșite înainte. Pentru că în vremea de acum să-și dovedească dreptatea în așa fel încât El să fie drept și să-i îndreptățească totodată pe cei ce are credință în Iisus. Aleluia. Pasajul acesta, numit de mulți inima Noului Testament, pentru că ne arată modul exact în care suntem justificați înaintea lui Dumnezeu. Ne arată modalitatea prin care suntem socotiți drepți. Versetul 26 spune, pentru că astfel El să fie drept și totuși să ne îndreptățească. Și pentru a nuanța ideea pe care Pavel vrea să o spună, aceea că putem să avem o relație cu Dumnezeu, în ciuda naturii noastre, în credința, prin credința în Iisus Hristos, preia 4-3 metafore din lumea de atunci, pentru că indiferent cine asculta epistola, cine era de față când se citea, să poată să înțeleagă modul și modalitatea prin care Dumnezeu
i-a răscumpărat, i-a făcut copii, din nou poate să aibă o relație cu ei. Și prima imagine este cea din curtea de judecată. Dumnezeu, Pavel ne spune că Dumnezeu ne consideră drept. Iar drept, calitatea de a fi drept, termenul acesta era folosit în curtea de judecată, când judecătorul spunea, ești drept sau ești condamnat. Când erai găsit drept, însemna că erai găsit fără nicio vină. Toate acuzele care se duceau erau noi justificate înaintea ta. O a doua imagine pe care Pavel o ia este cea din lumea comerțului cu sclavi, aceea a răscumpărării. Și imaginea este una puternică, pentru că în vremea de atunci, sclavul, indiferent de ce statut avea, chiar dacă era manager, administrator peste toată casa, chiar dacă avea o familie sclavul, chiar dacă avea o avere, putea să facă bani în funcția pe care avea de sclav, totuși, el rămânea sclav. Nu se putea elibera de sclavie, nu putea să devină niciodată un om liber. Și tot timpul o persoană liberă trebuia să plătească un preț pentru el, ca el să fie liber. Și ultima imagine este preluată din Vechiul Testament, din mediul, din legea mozaică, și aceea care spune că Hristos a fost făcut jertfa ispășirii, sau o imagine preluată în ziua ispășirii, când se făcea o dată pe an. Marele preot tăia mielul, tăia animalul care se jertfea și cu sângele lui intra în Sfinta Sfintelor și făcea ispășire pentru popor. Numai că, într-un fel, păcatele erau uitate, erau alungate, dar și îndepărta mânia lui Dumnezeu care se abătea asupra celor care făceau nelegiuire. Și la aceste trei imagini aș mai vrea să adaug și eu una. Modul în care Dumnezeu m-a făcut copilul lui. Și o imagine bună care reflectă modul în care Dumnezeu ne răscumpără pe fiecare dintre noi. Și anume, eram în liceu când, după ce terminam orele, ca să ajung mai repede jos de unde eram eu la etajul al treilea, în ziua aceea am vrut să, de fapt toată ziua, am coborât numai pe balustradă. Spera, de ce să nu o faci? Este o modalitate mai ușoară de a ajunge jos și toate întrebările, ca să spun, nu ai putea să cazi, mi se păreau nejustificate, pentru că nu poți să cazi, că nu e așa, unsafe. Și tocmai când terminasem orele, din nou coboram pe balustradă și profesoara mea de psihologie era în față. Pentru a evita-o, m-am aplicat mai în dreapta. În momentul în care m-am înclinat, m-am dezechilibrat și de la etajul 3, printre balustrade, am ajuns să cad cu capul în jos. În momentul de față, colegele mele au început să țipe. Eu, în timpul căderii, n-am știut ce se întâmplă prea mult, n-am știut consecințele, n-am știut exact ceea ce se întâmplă. Însă, chiar dacă în căderea mea, pe care o aveam, și mergând din balustradă în balustradă, Dumnezeu nu scapă, lucrurile nu merg împotriva planului său. Astfel, în ziua aceea, o altă clasă avea ședință cu părinții și părintele unui elev, chiar dacă întârziase la ședință cu vreo 10 minute, urcând sus în clădire și auzind țipetele colegilor mele, mărturisește el în declarația poliției, făcută la poliție, că tocmai ce urca, s-a uitat în sus și a văzut un copil care cădea cu capul în jos. Spune că a fost vorba de o fracțiune de secundă, a întins mâna și a reușit să mă prindă în zona umărului. În momentul în care m-a prins, impactul a fost atât puternic că paltonul pe care l-aveam s-a rupt din cusătură. A reușit să mă prindă o mână și de cealaltă și să mă tragă peste. Astfel încât nu am avut niciun impact cu solul, chiar dacă au fost trei etaje. Părintele respectiv era și un polițist, un om bine făcut, un om trimis de Dumnezeu să-și facă lucrarea. Spune el că după ce mă prinsese pe mine, mersese la ședința cu părinții și era tot plin de sânge. Eu cum am căzut, mi-am spart capul
Și l-am umplut de sânge. Și nu observase lucrul acesta. Intrase în clasă și, fiind plin de sânge, toți s-au uitat la el. Ca și cum, ce s-a întâmplat? Și el, relaxat, spune, am prins un copil căzând printre scări. Ca și cum lucrul acesta s-ar întâmpla zilnic pentru el. Însă, imaginea aceasta reflectă starea noastră a umanității. Noi suntem ființe căzute. Avem o cădere în jos. Ne place păcatul. Ne place să trăim în păcat. Nu putem să ne îndreptăm în sus. Însă Dumnezeu a fost Cel care a întins mâna și ne-a apucat pe fiecare dintre noi. Dumnezeu a fost acela care ne-a scos din bezna nopții, care ne-a scos din cădere. El a intervenit, a fost intervenția Lui și nu a noastră. A fost planul Lui, este istoria Lui, este povestea Lui despre cum răscumpără oameni și o face și cum o va mai face. Și în rugăciunea aceasta aș vrea, în primul rând, să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru mântuirea aceasta atât de mare. Pentru că atunci când îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, ne scăpăm de orice laudă, orice merit. Pavel spune, și atunci unde este lauda? A fost înlăturată. Prin ce fel de lege? Prin legea faptelor, că suntem noi buni? Nu, ci prin legea credinței, că Hristos a murit pentru noi. Hristos a fost cel care i-a apăsat de noi și care ne-a răscumpărat. Atunci când îi mulțumim lui Dumnezeu, luăm la o parte orice mândrie pe care am putea, orice credit pentru o acțiune și le punem toate pe seama lui Dumnezeu. A Lui să fie toată gloria în vecii vecilor. Și al doilea lucru pentru care aș vrea să ne rugăm este pentru mântuirea celor dragi, pentru cei din familiile noastre, pentru prietenii noștri, pentru ca Dumnezeu încă să mântuiască. După ce am căzut, la scurtă vreme m-am hotărât să mă botez. Și tatăl meu n-a fost creștin de când încă nu eram eu pe lume. Pentru mama s-a rugat pentru el 20 de ani. Și mi-am amintesc că am vrut să merg să mă botez și prima zi când am mers la cateheză, tatăl meu a spus, vii și eu cu tine. A luat și el hotărârea de a se boteza și a-L urma pe Dumnezeu. Iar după câteva săptămâni, încă un frate de-al meu a spus că vreau și eu să mă botez. Astfel că la o scurtă distanță, trei suflete din familia noastră ne-am botezat și ne-am întors la Dumnezeu. Pentru că El ne-a iubit întâi și pentru că El a inițiat această bună lucrare și sunt convins că va duce la bun sfârșit. Haideți să ne ridicăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru mântuirea pe care ne-a oferit-o și să ne rugăm pentru cei dragi, ca și lor Dumnezeu să le deschidă ochii și să-i mântuiască. Amin.